domnule. Bă, nu înțeles. Dar ce? Dar ce ai ciudat acum când ați strigat? Păi nu, pentru că nu este legal. Și acum ce au rămas în sală nu au comisie de validare, ce iar este un... Cei dintre noi care am plecat din sală fac parte și din comisia de validare, deci fac un lucru ilegal. Pentru a nu schimba viceprimarul, pentru că vreau să vină primarul și să aud părerea din gura lui. Nu e timpul și nici locul nu e potrivit acum pentru schimbarea ordinii. Pentru că au fost, n-au comisie de validare. Pentru că ei au fost la putere 12 ani și n-au făcut nimic. Inițial... Și știți ce primar a făcut cu noi, doamne? Da, a făcut ce au spus oamenii. Deci ce au zis oamenii este real ce au spus oamenii. Acest viceprimar și cu primarul Pavel Teodor au făcut cel mai mult din istoria Recășului. Nu am votat pentru demiterea viceprimarului, datorită faptului că în această situație nu e momentul potrivit. Având în vedere că domnul primar este unde este, noi acum trebuie să facem stabilitate în Recaș și Recașul trebuie să meargă înainte. Trebuie să lucrăm cu domnul viceprimar care cunoaște legile acum, cunoaște tot ceea ce este în Recaș și ne trebuie liniște și să mergem înainte. Să vă răspund pe scurt, da. Cum s-a vehiculat până în prezent în politica românească, să punem mâna pe ciolan. Este o expresie pe care eu am trăit cu ea de când fac politică, fiind tânăr în ascensiunea politică, care tot auzeam puterea să pun mâna pe ciolan. Exact asta se întâmplă de fapt în primăria Reca și nu numai în primăria Reca. Și este o stare generală în care politicienii au impresia că ei, prin politică, îs convinși de lucrul ăsta, că se îmbogățesc peste noapte. Ei, ați văzut și dumneavoastră și cetățenii au văzut că din ultimii ani și mai ales în anul ăsta nu se mai poate face lucrul ăsta. Chiar nu se mai poate face lucrul ăsta și avem nevoie de oameni care vor să facă ceva pentru comunitate, să se mulțumească, să se limiteze la ce salarii au și cu atâta tot. Ați văzut și noastră acțiunile și noi am fost verificați de instituțiile statului pentru fraudă. Au fost niște probleme. Mă rog, nu vreau să discut lucrurile pentru că instanța le va stabili. Avem prezumția de nevinovăție care trebuie să ținem cont de ea și așa mai departe. Eu n-am făcut decât să-mi fac datoria față de comunitate. Din 2012, de când am venit la primăria Recaș, nu a existat ședință de consiliu prin care să nu fiu schimbat din funcție. În continuu au fost presiunile astea. Imaginați-vă dumneavoastră ca Pavel Teodor m-a susținut, de când a venit la primărie m-a susținut și am fost alături de dânsul în toate proiectele din orașul Recaș. Fiecare bucățică, fiecare proiect îl știu. Am cunoștințe despre proiecte. Și mai mult de atât, gândiți-vă și dumneavoastră cum să transmită primarul așa ceva. Pentru că am avut o relație cu primarul nostru bazată pe respect, pe muncă, pe seriozitate. Deci nu au fost lucruri incerte între relația mea și a primarului. Okay, dacă... Mai mult de atât, vreau să vă spun că primarul nostru, uman, primarul nostru a avut apelul la curtea de apel, da? Pentru eliberarea condiționată și acești consilieri au și venit imediat. De ce graba asta? Cum adică primarul să transmită mesajul ăsta? Este o minciună grosolană și mai mult de atâta este inuman să te folosești pe niște lucruri din astea în anumite scopuri politice. Ceea ce se întâmplă la Recaș și ceea ce ați văzut este politică. Nu e nici de cum administrație sau... bunul simț al bunul simț civic pe care ar trebui să... Bă, noi nu vrem, cine caz... Chiar nu am cunoștințe, nu m-a interesat aspectul ăsta. Nu cred și nici nu mă interesează, sincer vă spun. Adică nu că nu mă interesează, e o problemă, chiar mă interesează și ar trebui să ne intereseze, pentru că la ora actuală, în situația în care suntem noi, primăria Recaș, cu un primar suspendat, viceprimarul devine cu
cu atribuții de primar, atribuții și responsabilitățile primarului direct. Și probabil că aici e miza cea mai mare, toți vor să fie primari și să pună lucrul la punct. Mă simt responsabil de cei 2 ani jumate pe care am muncit față de comunitatea asta. Ce n-au făcut ei, mă simt... 12 ani de zile, s-au făcut în 2 ani de zile, ne-au băgat la firma de Arad, la Bunoaie, în loc să ne fi băgat la... Și mă bucur foarte mult că Recașu și îmi doresc să fie un exemplu în toată țara, ca oamenii să aibă curajul și să vină să spună în fața primarului și administrației ceea ce trebuie să facă. Și mai mult de atâta, la următoarele alegeri, nu mai are voie nimeni să vină la primăria Recaș ca și primar mai slab decât Pavel Teodor. Cel puțin egal cu el sau mai bun ca și el, vorbesc din punct de vedere administrativ. Așa, dacă mai mulțumim, aplauză! Cei 9, deci îi lasă pe cei 6 consilieri să nu mai vină la ședința de astăzi și să votează, asta fac acum. S-a dus doamna secretară, doamna Ramona, ca să facă o altă ședință. Deci numai cu cei 9. Fără noi să nu fie la nemulțumirile să lase pe domnul vice care îi și pe domnul primar care îi. Domnul Pașca Marinel nu a făcut nimic în Recaș. Nimic nu s-a făcut. N-am fost trecut la canalizare, eu stau chiar în capăt. La canalizare n-am fost trecuți, la gunoi ne-o băga la Arad, care am plătit mai mult gunoiul decât impozitul pe casă. Și firma a fost aluși, de câte am înțeles. Nu știu, cu firma cum e. Și apa, am plătit fiecare 10 lei să ne tragem fiecare de casă, de număr de casă. Noi de aia avem apă în zi de azi, că altfel nu aveam nici apă, nici canalizare, nimic. Și am venit cu apa și le-am arătat apa. De ce plătim noi atâta apă când ne vine cu viermi? Îmbolnăvim copiii. Să veniți să vedeți cum e apa la noi. E toată plină de mizerie. Să îmbolnăvesc copiii. Vreau să vă spun că la noi, pe Lucian Blaga, n-au făcut contract pentru canalizare. Anul trecut, când au ploia 3-4 zile, 7 sau 8 căși au fost inundate. Noaptea am ieșit pe stradă la ora 12 și am plâns toți că eram în apă. Și domnul viceprimar a venit noaptea la 12 și a desfăcut canalurile și a început să meargă apa și am putut să ne culcăm liniștit în casă. Dar până atunci, până aici, au fost peste tot apă. Vă mulțumesc foarte mult! Acum spune și dumneavoastră, cum ar trebui să se voteze viceprimarul orașului Recaș? 9 consilieri sau tot Recașul? Care ar fi părerea mai bună, al oamenilor sau al lor? Pentru că noi am pus acolo, da, și văd că ei își fac de cap. Nemulțumirea este pentru că în 8 ani și 4 ani cât a fost el vice și primar, n-a făcut nimica. Și în 2 ani și jumătate, ce n-au făcut ei în atâția ani, s-a făcut ce n-au făcut deloc ei și nici nu vor face. Dacă vreți să vă retrageți, puteți să... Nu, aici de față cu tot. Numărați 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deci 9 se poate. Până acolo știți să numărați? Da, primul. Primul buletin de vot pentru. Al doilea buletin de vot pentru. Al treilea buletin de vot pentru. Al patrulea buletin de vot pentru. Al cincelea buletin de vot pentru. Al șaselea buletin de vot pentru. Al șaptelea buletin de vot pentru. Al nouelea. Al optelea buletin de vot pentru. Și al nouălea buletin de vot pentru. 9 voturi împotrivă. Se constată că domnul Neamțu era linii de mis. Asta e foarte simplu. 9 rezultate. Pentru
demiterea. Da, știu, pentru nu le Am uitat-o. 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 Am